Pe toți tinerii din orașul Dorohoi și pe toți tinerii din țara aceasta. Vreau să vă felicit pentru că ați avut îndrăzneala, curajul și ați participat la un asemenea moment. O olimpiadă națională nu este de aici, de acolo. Vreau să felicit cadrele didactice care se implică în mod permanent pentru educarea dumneavoastră. De asemenea, vreau să felicit pe toți cei care au făcut posibil ca acest eveniment să se întâmple la Dorohoi, la Botoșani și decernarea premiilor să se facă la Dorohoi. Sunt încântat, deoarece eu susțin în mod frecvent, în mod constant toate acțiunile și particip efectiv și susțin toate acțiunile pe care le fac tinerii. În Dorohoi sunt numit și un primar al tinerilor. Eu vă doresc succese în continuare pe toate domeniile de activitate, doresc succes atât copiilor cât și cadrelor didactice, pentru că viitorul este în mâinile dumneavoastră. Aș vrea să vă spun în încheiere, și eu mi-am dorit să particip la Olimpiade Naționale, nu vă spun ceea ce am făcut, dar este un lucru deosebit ca în această seară să fiu prezent la decernarea acestor premii. Vă mulțumesc din suflet pentru că ați ales Dorohoi pentru acest eveniment. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule primar!